toate sunt de sus. Nimic nu vine de la noi și poate că uneori noi suntem prea grăbiți și cu timpul și cu noi înșine și cu ceea ce ne propunem să facem. Acesta este crezul lui Sorin, unul din miile de copii crescuți în orfelinatele din România. Consideră că dragostea lui Dumnezeu l-a făcut să poată vedea viața și prin lumina speranței. Se poate spune că este unul dintre cei norocoși, având posibilitatea să stea lângă oameni care i-au descoperit talentul artistic la momentul potrivit. Sorin își amintește mereu de întâlnirea providențială cu renumitul pictor Constantin Piliuță. Am fost la concursul național Soare de Colț, concurs organizat de Guvernul României în colaborare cu Comisia Europeană. Mi-a zis maestrul Piliuță, i-a zis de fapt doamnei directoare Adriana Doina, dă-i băiatul neapărat la liceul de artă. E talentat și n-are rost să-l ții așa. Dul să progreseze. Era doar începutul unui drum luminos în care arta avea să ia puțin câte puțin locul întunericului ce-i marcase copilăria lipsită de dragostea părintească. După absolvirea liceului de artă Ioan Ștefan Paulian din Turnul Severin, Sorin Slabo a înțeles că pictura îi va fi alături întreaga viață. În timp ce urma studiile universitare la București, s-a făcut remarcat din nou, grație talentului său. Un proiect destul de mare, renovarea picturii, de fapt repictarea Spitalului de Copii Marie Curie, cel mai mare spital de copii din România, la care am luat parte la proiect împreună cu Fundația Enel Coreș, Fundația Șeherezad și alte ONG-uri internaționale. Ambasada Danemarcei la București s-a implicat în acest proiect, după care, văzând cum a ieșit proiectul și cât de frumos, am fost invitat totodată să iau parte și la proiectul de repictare a Spitalului de Copii din Copenhaga. Alt proiect, pictarea centrului de copii Pinocchio din sectorul 2 al capitalei. Și atunci am realizat iarăși că a fost și aici un proiect frumos, un proiect ambițios. Sufletul său, frământat de atâtea întrebări existențiale, l-a făcut să se apropie foarte mult de pictura religioasă. În facultate s-a aprofundat mai mult, mai ales că am fost sub îndrumarea profesorului Viorel Grimaschi, care totodată făcea parte și din Comisia de Restaurare a Patriarhiei, Comisia de Pictură și la secția de restaurare. Și mai mult, mai influențat, să zicem așa, pe zona picturii bizantine. Oameni, locuri, fapte și întâmplări. Pe toate le-a strâns în albume de fotografie, transformate cu timpul într-o veritabilă carte de vizită. Cu excelențele sale, ambasadorul Spaniei la București, ambasadorul Emiratelor Arabe. Toate aceste proiecte ambițioase i-au dat aripi lui Sorin și l-au făcut să înțeleagă că Dumnezeu are planul său pentru fiecare. Continui studiile doctorale în cadrul Facultății de Arte București, secția artă murală. Eu zic că de undeva de sus toate au venit la vremea lor și când a fost necesar, nu când am vrut eu. Prin câte am trecut, zic, domnule, nu există destin și soartă sau noroc. Că noroc sau destin este egal cu hazard. Și atunci există termen de rânduială. Așa a rânduit Dumnezeu soarta. Viața mea sau și a celorlalți sau și a dumneavoastră și a tuturor oamenilor. Cui spui când ești necăjit? Cui să-i spun? Decât mă rog și aștept să înțeleg și eu lucrurile și să mă înțelepțească Dumnezeu ca uneori să trag concluzia care trebuie. Singur pe lume, Sorin Slabu a simțit nevoia în urmă cu 2 ani să-și cunoască mama. Așa a aflat că mai are un frate geamăn, dar consideră că a forțat oarecum lucrurile. La 3 luni după ce a văzut-o pe ființa care i-a dat viață, Dumnezeu a luat-o la el. Ai fi vrut să-i spui ceva mamei tale și n-ai reușit? Nu, n-aș fi vrut să-i spun nimic, decât să o văd. Atât. Pe mine mă așteaptă multe în viață, dar trebuie să le iau așa cum sunt și să... Răbdare. Tot secretul care este în viața unui om, trebuie să ai răbdare.